Ajutorul Domnului, vreau să vă citesc introducerea și vom vedea dacă vom mai citi și altceva. Dacă mă încadrez în timp, poate aș citi încă introducerea, să zicem, și o epistolă, poate două, dacă nu e prea mult, dacă se poate și dacă va mai fi lumină, din cartea aceasta. Eu voi citi introducerea autorului, a lui Capus, cel care sunt destinate scrisorile, și voi sări scrisori către un tânăr poet. Cartea semnată Rainer Maria Rilke și el de doar ce a scris scrisorile. Și voi sări acest Ioan Alexandru. Introducere, deci avem scrisori către un tânăr poet, Rainer Maria Rilke. Introducere. Era în toamna târzie a anului 1902, când a scris Capus, îl chema Franz Xaver Capus, era de la Timișoara. Pe acolo mi se pare că e și un sat Capus. Parcă am văzut ceva. Din Normandia, cred că uite, asta a fost scris în iunie 1929. Deja Rilke murise. A murit, mi se pare, prin 24, 25 sau 26. Secolul trecut. Nu mai puțin de un secol. Deci avem aici introducere. Mai puțin, bine. Era în toamna târzie a anului 1902. Stăteam în parcul Academiei Militare din Wiener Neustadt, sub castanii străvechi și citeam într-o carte. Eram atât de cufundat în lectură încât nu băgai de seamă cum se așează lângă mine singurul neofițer dintre profesorii noștri, eruditul și blândul profesor al Academiei, nu știu să zic tot ce era, că se întunecă, Horacek. Îmi luă volumul din mână, privi coperta și tăluie din cap. Poezii de Rainer Maria Rilke? Gedichte von Rainer Maria Rilke? Întrebă în gândură. Deschise apoi aici și colo, răsfoi câteva pagini, se uită tot pe gânduri, în depărtare și în sfârșit tăluie din cap. Castelul. Cadetul René Rilke a devenit așadar poet. Și afară despre băiatul firav, palid, cărui părinți îl încredințaseră cu 15 ani în urmă școlii secundare militare de la St. Wolten, și îl face ofițer. Pe atunci Horacek oficia acolo în calitate de preot al instituției, și își aducea încă precis aminte de fostul cadet. Îl zugrăvi ca fiind un băiat liniștit, serios, totat, extraordinar, care stă de obicei retras, care suporta rigurile internatului cu resemnare și care înainte după 4 ani cu ceilalți la liceul militar, care se afla la Marischweihkirchen. Acolo, desigur, însă constituția sa fizică se dovedi prea puțin rezistentă, din care cauză părinții retraseră din școală pentru a lăsa să-și continue studiile acasă la Plaga. Cum s-a desfășurat mai departe viața sa exterioară, Horacek nu mai avea de unde ști. După toate acestea, cred că nu e de mirare că am hotărât pe loc să trimit încercările mele poetice lui Rainer Maria Rilke să cere părerea. Pe Rainer, de fapt, îl chema René, dar și-a spus Rainer la propunerea soției, neavând încă ca și fuego, neavând însă 20 de ani și aflându-mă în pragul unei cariere pe care o simțeam tocmai potrivnică înclinărilor mele, speram să găsesc înțelegere dacă o puteam găsi la cineva în lume, din lume, la poetul cărții in mie însumi. Și de fapt, fără să fi vrut, se născu pe lângă versurile mele o scrisoare anexă în care
mă destăinui atât de fără stabilă cum n-a făcut nici înainte, nici pe aceea față de un altul. Trecură săptămâni multe până ce primi răspuns. Scrisoarea sigilată în albastru, purtat ștampilă postală a Parisului, era destul de grea și avea pe plic aceeași litere clare, frumoase și sigure, în care era turnat și textul de la primul rând până la ultimul. Cu asta începu o corespondență regulată cu Rainer Maria Rilke, care dura până în 1908 și apoi s-a stins încet pentru că viața m-a purtat pe preocupări de care grija caldă, blândă și mișcătoarea poetului ar fi vrut să mă oferească. Asta însă nu e important. Singure de importanță rămân cele 10 scrisori care urmează aici, importante pentru cunoașterea lumii în care a trăit și a creat Rainer Maria Rilke și importante pentru mulți ce sunt în creștere și devenire azi și mâine. Și unde vorbește un om mare și ales cei mai mulți tac. Berlin în iunie 1929, Franz Xaver Capus. Capus, cu capa și doi de P, e un fel de varză nemțească din Banat care se numește varză creață. Este foarte interesant că mama mea, când m-a făcut pe mine și când s-a căsătorit și în perioada când eram eu mic, îi tot punea părul pe moață, tot îl încrețea. Și tata era cu Rilke. Deci eu eram copilul lui Rilke, Rainer Maria Rilke, René Rainer Maria Rilke și al lui Vază Creață. Eu eram Felix. Mă scuzați.